Infecțiile respiratorii sunt cele mai frecvente afecțiuni ale sezonului rece. Odată cu venirea toamnei apar și cazurile de răceală, gripă sau, mai grav, pneumonie. Medicii spun că în această perioadă organismul este mai vulnerabil în fața virusurilor și îndeamnă cetățenii să consume mai multe vitamine. Infecția virală acută este o maladie infecțioasă provocată de virus care atacă în primul rând nasul, gâtul, laringele, plămânii, bronșile, uneori și chiar plămânii. Se transmite prin cale aeriană și durează practic o săptămână. Primele simptome, adică apar brusc, debutul este brusc, apare febra, tuse, dureri în articulații, poate fi dureri în globii oculari. Timpul ploios ne scade imunitatea și ne crește riscul în fața infecțiilor respiratorii. Astfel, toamna devine un anotimp în care afecțiunile se fac resimțite. Floreștenii spun că știu cum să evite infecțiile perioade de toamnă. Chiar eu trăiesc personal. Cred că nu sunt tratate până la sfârșit. Ar trebui să mâncăm, cred că, mai multe vitamine, fructe, mâncare sănătoasă, producte sănătoase de-a noastră din țară. Știu, ceaiuri să bei mai des, mai să îmbraci mai... Cred că trebuie să întărim imunitatea. Produse alimentare, fructe, legume, să mâncăm cât mai multe. Trebuie să consumăm cât mai multe fructe, legume. Trebuie de fiecare dată, intrând în casă, fie de la servici, fie de pe stradă, în primul rând și în primul rând, trebuie să ne spălăm pe mâini. Pentru prevenirea acestor boli, medicii recomandă evitarea spațiilor aglomerate și efectuarea vaccinului antigripal. Fie bine de folosit mai multe fructe, legume, copiii care merg la grădiniță, adică să fie, fiindcă se întâmplă așa că copilul are o tus, chiar și febră, și părinții merg cu ei la grădiniță. Trebuie îmbrăcat ca să fim îmbrăcați, adică după sezon, dacă este mai rece și de dorit ca să fie din fibre naturale, haina să fie, mai ales copiii trebuie protejați. Pentru evitarea îmbolnăvirilor, depistarea precoce și tratamentul adecvat, se recomandă adresarea la medic la apariția primelor simptome de boală compatibile cu gripa și infecția acută a căilor respiratorii superioare. De asemenea, este interzis ca copilul bolnav să frecventeze școala sau grădinița. Pentru profilaxia bolilor respiratorii este necesar folosirea măștilor de protecție și spălarea regulată pe mâini cu apă și săpun sau cu soluții dezinfectante.